De curând, o veste tulburătoare a zguduit lumea, iar inima unei celebre jucătoare de tenis a fost sfâșiată. Acest eveniment dureros, care a avut loc în zilele trecute, a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Cu lacrimi în ochi și o voce plină de tristețe, aceasta a decis să împărtășească cu noi toți un moment profund emoționant, publicând o fotografie și un mesaj cutremurător. În ultimele zile, o tragedie uriașă a lovit familia celebrei jucătoare de tenis Simona Halep. Cu o voce tremurândă, ea a împărtășit cu lumea întreagă durerea prin care trece, publicând o fotografie pe Instagram alături de bunicii săi și un mesaj emoționant. Maia, ai fost cea mai puternică femeie pe care am cunoscut-o. Să ai drum lin spre viața veșnică. Papule, ai grijă de ea, a scris Simona Halep. Poate vă întrebați ce s-a întâmplat cu acești oameni minunați, bunicii Simonei, care îi ofereau sprijin și dragoste necondiționată. Ei bine, în fotografie, ea se află alături de bunicii ei, părinții lui Stere Halep, amândoi trecuți în neființă. Instantaneul a fost realizat la nunta lui Nicolae Halep, fratele sportivei. Și ca și cum soarta nu ar fi vrut să-i lase răgaz, Simona trece prin alte momente dificile în viața ei personală și profesională. Suspendată provizoriu pentru consum de roxadustat, substanță interzisă de OADA, ea nu a mai jucat un meci oficial de tenis de la finalul lunii august a anului trecut. Acela a fost meciul cu Daria Snigur din turul întâi de la US Open, pe care, din nefericire, l-a pierdut. Dar ce s-a întâmplat după acel eșec? Într-un moment de sinceritate, Simona ne-a dezvăluit că după acel meci a mers la testul antidoping, pe care l-a picat. Anunțul suspendării a venit în luna octombrie, iar Simona Halep, care a anunțat încă din prima zi că este nevinovată, a început imediat să-și pregătească apărarea. Ați auzit vreodată expresia "ci când plouă, se sparge și cerul"? Ei bine, în cazul Simonei, asta pare să se aplice perfect, cu atâta durere în suflet și cu o carieră în suspans. Cum credeți că își găsește puterea să meargă mai departe?